Bună seara! Ne-ați venit la a doua seară a conferințelor Dilema Veche la Universitatea Babeș-Bolyai. Conferințele Dilema Veche la UBB sunt organizate de Grupul pentru Management și Mediere Culturală împreună cu revista Dilema Veche. Finanțatorii principali sunt Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, le mulțumim. Partenerul nostru strategic este Fundația Superbet. Conferințele Dilema Veche se desfășoară în diferite orașe din țară. Anul acesta avem 5, aceasta este a treia și pe parcursul întregului an Fundația Superbet este alături de noi, îi mulțumim. Și de asemenea, evident, sprijinul Universității Babeș-Bolyai, al Facultății de Studii Europene și STAR-UBB este un sprijin esențial pentru noi. De altfel, avem cu Universitatea Babeș-Bolyai mai mult decât o relație de genul acesta, e deja o prietenie între Dilema Veche și această universitate, așa că ne bucurăm foarte mult că suntem aici. După cum știți, tema conferințelor noastre, tema generală a celor trei zile, este săraci și bogați, sau sărăcie și bogăție, dacă vreți. Conferințele de aseară au fost susținute de un economist și de un sociolog. Noi practicăm acest gen de demers, invităm în jurul unei teme diferite perspective, să le spunem epistemice, dar nu numai, ci și, să spun, ideologice sau cu oameni care văd pur și simplu lumea diferit și în felul acesta ne plasează în dileme, că de-aia ne numim așa, ne place să punem lumea în dilemă. E adevărat, suntem cumva contra curentului, că în general tuturor celor care se îndelenicesc cu presa, le place să plaseze oamenii în certitudini. Noi suntem cu dilemele. Și slavă Domnului, se pare că avem ceva succes, pentru că revista Dilema va aniversa anul viitor 30 de ani de la înființare și, credeți-mă, devine astfel cea mai longevivă revistă de cultură românească fondată după 1990. Și credeți-mă, să ții o revistă culturală săptămânală, pentru că, din păcate, multe reviste culturale săptămânale, poftiți, din păcate, multe reviste culturale săptămânale confruntate cu dificultăți au devenit lunare, altele au devenit semestriale. Noi am putut rămâne, iată, 30 de ani în ritm săptămânal și, credeți-mă, e o performanță în sine, e o mare performanță de supraviețuire. Aceasta a doua zi a conferințelor se deschide cu o conferință pe care personal o aștept de foarte mult timp. Mai precis, de când am aflat câteva lucruri despre conferențiarul din această seară. E vorba despre Anda Zahiu, care este cercetătoare în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și doctorandă la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Am aflat foarte multe lucruri plăcute și incitante pentru mine și sunt convins că veți vedea și dumneavoastră de ce spun asta, despre conferențiarul nostru, despre Anda Zahiu, și am aflat cu mare bucurie acum că e din Ploiești și eu sunt din Ploiești și conferențiarul de aseară, Bogdan Voicu, e din Ploiești. Suntem și dumneata ești din Ploiești, bravo! Prin urmare, se poate spune că suntem o falangă de ploieșteni care a venit să cucerească Clujul. Greu de cucerit, altfel. Dar, dincolo de asta și dincolo de toate calitățile pe care Anda Zahiu le are, la fel, cel puțin la fel de interesantă, de importantă, e tema. Noastră știți că există o idee în lume, cum că unul din modurile în care putem combate, sau în fine, măcar într-un fel sau altul, atenua problema asta a sărăciei, este ideea introducerii unui venit minim universal garantat. Și e o idee extrem de controversată, cum vă imaginați. Și am fost bucuros să aflu că Anda Zahiu face un doctorat pe tema asta. Prin urmare, pe această temă, probabil cea mai controversată din temele pe care conferințele le abordează în aceste trei zile,
avem chiar cel mai potrivit conferențiar. Vă rog, doamna Zahiu. Vă amintesc că regulile după care funcționăm sunt așa. Doamna Zahiu își va prezenta argumentul pentru vreo 35-40 de minute, după care va urma un dialog cu mine. Eu voi culege întrebările dumneavoastră pe care vă invit să le puneți la un număr de telefon pe care îl aveți în program, dar care va apărea din când în când și pe ecran și le voi transmite în cadrul discuției care urmează. Așa că vă invit să puneți întrebări la acel număr, dar înainte de a pune întrebări, vă invit să ascultați conferențiarul. Ok, bun. Așa, sper că se aude. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru prezență. Bună seara, în primul rând. Mulțumesc mult pentru introducere. Este nu doar foarte flatantă, ci nu știu cât de... Și chiar și adevărată. Sper că și adevărată. O să o vedem destul de curând. Și sigur organizatorilor, pentru că evenimente de tipul acesta nu se întâmplă foarte des, nu se întâmplă foarte des în România. Pentru noi, cei care activăm la București, se întâmplă destul de rar să ajungem în partea asta a țării și e întotdeauna o mare bucurie atunci când o facem. Bun, și acum că sigur mai amân așa puțin momentul în care ajung la tema pe care am propus-o spre discuție în seara aceasta, vreau să vă spun că e foarte potrivit că discut în cadrul conferințelor Dilema Veche, pentru că nu pot să ofer în poziția de filozof un sprijin necritic și necondiționat venitului universal garantat de bază. Este o idee controversată și în ciuda faptului că sigur mă poziționez printre optimiștii care susțin această politică, nu pot să spun că o fac fără rezerve. Și o să fie, sper, destul de clar în seara aceasta care sunt rezervele mele, dar în același timp, care sunt motivele pentru care consider că putem fi optimiști în privința acestei propuneri. Și o să încep cu a clarifica puțin ce presupune o astfel de politică, care, atenție, nu se referă la un singur lucru. Când discutăm despre venit universal garantat de bază, de obicei oamenii se gândesc asta ca și cum ar fi, de fapt, un lucru foarte cert, un transfer de bani către indivizi, dar indivizi, atenție, nu gospodării, nu familii, către persoane, în mod regulat, fără niciun soi de obligativitate, fără niciun fel de criteriu pentru eligibilitate. Da? Cum spunem noi, no strings attached. Îl primești în virtutea faptului că ești un cetățean al unei țări sau în virtutea faptului că ești un cetățean global. În schimb, când folosim această etichetă, de cele mai multe ori ne referim la o familie de politici. Spunem familie de politici pentru că ele sunt foarte diferite. Când vine vorba de felul în care finanțăm o astfel de propunere, veți vedea justificări extrem de diferite și veți vedea întotdeauna atitudini care, sigur, vor fi foarte diferite în funcție de felul în care arată propunerea per se. Bun, așa că eu în seara asta o să vă prezint această temă nu din perspectiva unui filozof al egalității, ci din perspectiva unui filozof al libertății, care întotdeauna o să își pună întrebarea ce ne ajută să fim cu adevărat liberi. Nu neapărat mai egali, poate că nu o să fie o politică care să ne egalizeze, dar o să fie, cred eu, un tip de politică care ne ajută să fim cu adevărat liberi. Pentru că uneori libertatea nu înseamnă doar un drept de care oamenii se pot bucura mai mult sau mai puțin, ci înseamnă să le oferi indivizilor și condițiile materiale prin care să se poată bucura de acest drept. Și o să încep cu un citat din Friedrich Hayek, un economist și filozof politic foarte cunoscut. Probabil că îl cunoașteți ca autorul Drumului către servitute, o carte tradusă la noi cu mulți ani în urmă la Humanitas. Și Friedrich Hayek în 1949 spunea așa, în Intelectualii și Socialismul, citez aici, trebuie să fim capabili să oferim o agendă liberală care să ne aprindă imaginația. Trebuie să transformăm actul de construcție a unei societăți libere, din nou, într-o aventură intelectuală. Ceea ce ne lipsește este o utopie liberală, un liberalism cu adevărat radical.
Cea mai importantă lecție pe care un adevărat liberal trebuie să o învețe din succesul socialiștilor este că tot acest sprijin a fost câștigat de curajul lor de a gândi utopic. Spun și Hayek, sigur, se referea la un liberalism cu adevărat radical și cred că propunerea de care discutăm în această seară este cu adevărat radicală. Nu întâmplător, controversele pe această temă depășesc orice altă controversă când vine vorba de programe de asistență socială. Da, nimeni nu discută despre bănci de alimente. Nu știu dacă ați văzut foarte multe dezbateri la televizor despre asta, nu știu dacă ați citit în presă, poate mai apare ceva din când în când, dar nimeni nu este cu adevărat angajat în discuții privitoare la asistență socială în modul în care se întâmplă acest lucru în momentul de față. Așa că un transfer de bani, da, free money, bani pentru care nu trebuie să faci absolut nimic, da, pentru a-i primi, sună ca o adevărată utopie liberală. Da? Vrem să fim mai liberi, vrem ca oamenii să fie liberi, este o propunere radicală, da, tocmai pentru că nu se adresează unui segment al populației, ci se adresează tuturor oamenilor, și este o propunere greu de finanțat. Asta fiind probabil cea mai interesantă, nu știu dacă interesantă filozofic neapărat, dar cea mai discutată obiecție la adresa venitului minim garantat de bază. Bun, vorbeam mai devreme de justificări foarte diferite pentru o astfel de politică. Nu știu dacă ați avut răbdarea, curiozitatea să citiți foarte mult despre această temă, dar veți vedea că justificările pe care oamenii le folosesc pentru a sprijini o astfel de politică, din nou, oameni care se află în locuri foarte diferite pe spectrul ideologic. Da? Sunt oameni de stânga, oameni de centru, oameni de dreapta. Veți vedea în mod bizar această temă care unește oameni care altfel nu ar sta la bere împreună. Au foarte puține lucruri să spună. Și totuși foarte mulți oameni se găsesc deodată în aceeași barcă, da, susținători ai venitului minim garantat de bază. Ceea ce este foarte bizar, nu se întâmplă foarte des. Dar dacă oamenii aceștia încep să discute între ei, o să vedeți că justificările pe care le au ei sunt foarte diferite. Așa că vreau să vă dau exemplu de patru tipuri de justificări, de fapt, care sunt folosite destul de des, ca să vă dați seama cam care sunt zonele din care vin aceste temeiuri pentru implementarea acestui tip de venit. O primă variantă este ca venitul universal să înlocuiască ajutorul social care există în momentul actual. Da? Asta înseamnă că ne referim la orice tip de asistență socială, de la programe care se adresează oamenilor defavorizați, vulnerabili, fără loc de muncă, până la ajutoare care vizează mai degrabă, nu știu, populațiile cu dizabilități, mamele și așa mai departe. Deci programe care sunt temporare, targetate și selectează foarte atent publicul țintă. O altă posibilitate, da, de a justifica implementarea este ca răspuns în situații de criză. Ați văzut asta în pandemie, în foarte multe țări, Germania, Spania, spre exemplu, s-au și implementat niște programe pilot. Cetățenii de acolo au primit o sumă modică de bani pentru a reuși să facă față riscului, da, și incertitudinii care sunt presupuse de fapt de o pandemie. Nu doar în pandemie discutăm despre astfel de lucruri, ci și în contexte post-conflict. Da? Gândiți-vă la Siria. Întotdeauna, atunci când ne aflăm într-o situație post-conflict, discutăm despre o muncă de reconstrucție care este fantastică. Și atunci când avem nevoie de reconstrucție, avem nevoie și de capital infuzat în aceste societăți care încearcă să se pună pe picioare. Este din nou un tip de justificare foarte popular. Un alt tip de justificare este să ameliorăm în acest fel efectele automatizării în piața muncii. Este o anxietate care nu era foarte pregnantă în urmă cu câțiva ani, dar în momentul în care sistemele de inteligență artificială și roboții mobili devin din ce în ce mai performante, anxietatea pare că ne cuprinde pe toți. Pentru că foarte multe joburi se automatizează,
discutăm de cele mai multe ori de task-uri rudimentare. Oameni care au de apăsat un buton, oameni care au de cărat lucruri destul de grele, nu știu, în depozite, spre exemplu, joburile lor se automatizează extrem de repede. Dar discutăm și despre sectoare care, până nu cu mult timp în urmă, erau considerate ca fiind eminamente apanajul oamenilor. Da? Domeniul financiar, spre exemplu, acolo unde prelucrăm foarte multe date, e nevoie de o capacitate foarte mare de analiză pentru a putea face niște predicții care să ne și fie bune la ceva. Nu? Și acolo, sigur, o să vedeți niște giganți în sectorul financiar, precum JP Morgan, care își dezvoltă propriile sisteme AI pentru a face acest lucru. Deci este o altă zonă care este profund afectată de automatizare. Și, sigur, exemplele pot continua de la asistență socială, roboți sociali care pătrund până și în azilele pentru bătrâni. Așa că, sigur, este firesc ca oamenii să aibă această anxietate, această îngrijorare, ce se va întâmpla cu noi în viitor, în contextul în care va trebui să concurăm cu roboții și cu inteligența artificială. În urmă cu câțiva ani, se făcea un sondaj la Pew Research Center în care oamenii erau întrebați pentru prima dată ce atitudine au față de venitul universal garantat și pentru prima dată politica primea un sprijin popular foarte semnificativ, de peste 60%, da? Peste 60% dintre respondenți au spus că favorizează introducerea unui astfel de ajutor financiar în contextul în care se tem pentru pierderea locurilor de muncă pe care le aveau în momentul respectiv. Ceea ce ne spune ceva, da? Poate că anxietatea nu este îndreptățită, poate că automatizarea de fapt nu prezintă o problemă așa de mare pentru piața muncii, dar cu siguranță este un factor justificator foarte prezent în discursul public. Și nu în ultimul rând o să găsiți acele tipuri de justificări care țin de îndreptățire morală. Da, este apanajul filozofilor, ca să spun așa. Tipuri de justificări care apelează de obicei fie la sentimente egalitarianiste pe care le au oamenii. Să spunem că dacă ne gândim la loteria genetică, poate nu toți oamenii sunt norocoși când vine vorba de abilitățile pe care le au, când vine vorba de trăsăturile pe care le au, când vine vorba de familiile în care se nasc și așa mai departe. Sunt lucruri care țin de o loterie. Și atunci, pentru a îndrepta aceste inegalități, pentru care nu e nimeni responsabil, atenție, putem să facem acest lucru dându-le oamenilor o sumă de bani, tuturor oamenilor. Asta este un tip de justificare, da? nu este singura discuție din zona de filozofie politică normativă, dar cu siguranță este destul de popular. Bun. Întrebarea de la care plec atunci când mă gândesc la acest subiect este ce ne datorăm unii altora. E ceva ce ne datorăm unii altora? Avem o datorie față de ceilalți? O datorie mai mare, cumva mai robustă decât aceea de a ajuta pe cei care se află în sărăcie sau sub pragul de sărăcie. Și sunt foarte mulți oameni care spun nimic. Nu le datorăm nimic celorlalte oameni. Nu avem obligații pozitive, nu avem datorii morale pozitive de a face ceva, ci mai degrabă datorii morale negative, de a nu interveni în felul în care oamenii aleg să își trăiască viața. Dar de obicei, chiar și acești oameni care spun nu avem obligații față de alți individ, de alți indivizi, ar accepta că avem totuși, în situații excepționale, anumite obligații, cel puțin minimale. Gândiți-vă la, nu știu, pandemie, spre exemplu. Mulți oameni care se gândeau că nu avem, de fapt, niște obligații față de ceilalți, au acceptat într-o situație de criză că totuși ar putea să fie niște lucruri pe care le putem face pentru ca ceilalți să fie în siguranță. Dacă nu trebuie să ne gândim întotdeauna doar la noi, ci că uneori putem să ne asumăm niște costuri pentru ca oamenilor din jurul nostru să le fie mai bine. Deci, din nou, sunt foarte puțini oameni și dacă o să vă întreb, cred că foarte puțini dintre voi de aici din sală vor susține că nu avem niciun fel de obligație față de ceilalți.
Acum sunt și oameni care susțin, bun, avem îndatoriri, dar avem îndatoriri față de cei care au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. De cei vulnerabili, da, față de cei vulnerabili, față de cei nenorocoși, față de cei dezavantajați istoric, poate. Față de acești oameni avem datoria de a le finanța o plasă de siguranță. Adică nu avem motive de a transfera, de fapt, bani tuturor indivizilor, pentru că unii o duc foarte bine, da, sunt destul de înstăriți și mai degrabă ar trebui să ne uităm la cei care au într-adevăr nevoie de ajutorul nostru. Da? Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi cu asistența socială, de fapt. Da? Bun. Și discuția asta, de fapt, este despre politici redistributive. Când ne punem întrebările astea, ce ne datorăm unii altora, ce ne datorăm în sens financiar, da? Într-un sens cât se poate de propriu, nu ce ne datorăm neapărat în alte sensuri, probabil că ne datorăm mai mult de atât, dar cel puțin la acest nivel al discuției, da? Discutăm întotdeauna despre politici care redistribuie bani. Și felul în care concepem și finanțăm astfel de plase de siguranță nu este neutru, de fapt, din punct de vedere moral. Este foarte important. De fapt, asistența socială este foarte interesantă pentru filozofi. Poate că nu pare așa la prima vedere, nu? E treaba economiștilor, ar fi bine să analizeze ei lucrurile de genul acesta, treaba celor care se ocupă de politici publice, de ce e treaba filozofului să se uite la plasele de siguranță, dincolo de argumentele astea privitoare la dreptate. Nu? E treaba filozofului pentru că discutăm despre bani pentru care oamenii muncesc. Da? Discutăm despre venituri care sunt colectate prin taxare. Și banii aceștia pe care fiecare dintre dumneavoastră, cei din sală, îi obține, da, sunt un produs al muncii. Există această asociere pe care o facem, nu, între productivitate și venit. Și pentru că sunt un rezultat al muncii, atunci aveți, spunem că aveți o îndreptățire asupra acestor bani. Și acceptați ca o parte din aceste venituri, implicit de cele mai multe ori, să fie colectate de stat și redistribuite fie către producția de bunuri publice, fie către lucruri de tipul acesta, da? Plase de siguranță. Nu e o disjuncție, este o conjuncție. Da? Și. Bun. Și lucrul ăsta e foarte important și foarte prezent în filozofia politică, în filozofia morală, încă de la începuturile ei. Nu o să mă duc chiar la începuturi, o să mă duc în timpul iluminismului scoțian, Adam Smith, sunt convinsă că toată lumea din sală a auzit de Adam Smith, poate ți-a auzit de Adam Smith în postura de economist. Adam Smith este un filozof al moralei, care ne-a prezintă în Avuția Națiunilor, din nou o carte publicată în 1776, acum foarte mulți ani, patru maxime ale taxării. Nu o să discut despre toate maximele, sunt mai puțin relevante, dar cele patru maxime ale taxării despre care discuta el atunci sunt și astăzi folosite de cei care fac politici publice în acest domeniu. Deci toată lumea le folosește în continuare ca punct de referință, sunt mai puțin aplicate dacă întrebați oamenii care studiază pe Adam Smith, dar asta este o problemă separată. Și ultima maximă despre care discută în Avuția Națiunilor este limitarea risipirii veniturilor colectate din taxe. Adam Smith ne spune ca oameni care fac politici publice în domeniul taxării, avem datoria morală de a nu risipi banii pe care îi scoatem din buzunarul plătitorilor de taxe. De ce este lucrul ăsta relevant pentru discuția noastră? Pentru că toate programele de asistență socială la care vă puteți gândi sunt o risipă a acestor fonduri care sunt colectate din buzunarul dumneavoastră. Gândiți-vă că fiecare schemă de asistență socială care impune criterii de eligibilitate persoanelor pentru a le accesa, vin cu propriul labirint birocratic la pachet. Nu doar că vin cu propriul labirint birocratic, dar vin și cu angajați în sectorul public care se ocupă de verificarea acestui labirint birocratic, care se ocupă de navigarea oamenilor care sunt, poate, eligibili pentru accesarea acestora și care formează un aparat mâncător de bani. Deci sunt fonduri absolut risipite.
Din toate aceste fonduri care sunt menite să financeze plase sociale pentru oameni, da, pentru a remedia această problemă a sărăciei, o parte infimă a acestor fonduri ajunge de fapt la cei care au nevoie cu adevărat de ele. Și asta ne spune că felul în care concepem în momentul de față statul bunăstării este extrem, extrem de ineficient și risipește foarte mulți bani care ar avea o utilizare mult mai multă, mult mai bună în altă parte. Asta ar fi un argument, este un argument de fapt foarte prezent în discuția despre venitul garantat de bază, prezentat mai ales de filozofii libertarieni, care observă această problemă a ineficienței și oferă drept exemplu Statele Unite ale Americii. Îmi pare foarte rău că nu am date pentru România, am încercat să colectez aceste date, însă din păcate faptul că instituțiile noastre publice nu sunt neapărat foarte transparente cu numărul de programe de asistență socială și cât venit direcționează către fiecare, e destul de dificil să faci acest lucru, așa că rămân la datele pe care le am și care sunt verificate. În 2012, Michael Tanner publică un studiu în care analizează chiar acest lucru. Da? Cât de mulți bani din bugetul federal sunt cheltuiți în astfel de scheme de ajutor social. Și ne spune așa, guvernul federal cheltuiește $668 milioane în 126 de programe de asistență socială. E foarte mult. Autoritățile locale plusează și ele și cheltuiesc $284 miliarde, făcând același lucru. Dacă tragem linie la finalul zilei și ne gândim câți bani ar putea obține fiecare femeie, bărbat și copil din Statele Unite ale Americii doar folosind aceste fonduri, ajungem la aproape $21,000 pe persoană. Deci fondurile pentru a finanța un astfel de program, cel puțin la nivelul Statelor Unite ale Americii, există. Dacă redistribuim, da, scoatem toți acești bani din tot ce înseamnă scheme de asistență socială și îi mutăm către acest venit universal garantat, adresat tuturor cetățenilor. Bun, asta ar fi un mod în care putem să facem acest lucru și ar fi... Avem și argumente etice pentru a face acest lucru, da? Din nou, pentru că tot ce avem în momentul de față este ineficient, pentru că tot ce avem în momentul de față este un adevărat infern birocratic și pentru că de multe ori aceste programe sunt paravane pentru corupție. Și pentru că programele acestea, de cele mai multe ori, nu își ating ținta. Problema sărăciei nu e rezolvată. Și nu doar că nu este rezolvată, dar de cele mai multe ori creează și o adevărată capcană a sărăciei. Știu că, în fine, sunt multe discuții despre tema asta, dacă capcanele sărăciei există sau nu, dar o să vedem că ele sunt, cel puțin în acest domeniu, sunt destul de prezente. Asta e un argument foarte pragmatic. Da, de ce să facem acest lucru? Pentru că ce avem în momentul de față este ineficient. Dar până acum am argumentat doar în favoarea unei scheme care să fie mai degrabă făcută, care să-și plătească mai degrabă, să-i plătească pe cei eligibili cash și care să fie necondiționată. Dar nu am discutat neapărat de ce ar trebui să fie universală, da? Pentru că asta e cumva întrebarea care ne preocupă. Bun. De ce ar trebui să fie universală? Pentru că universalitatea în politicile publice redistributive e posibil să respecte mai mult autonomia și demnitatea indivizilor. Și pentru că universalitatea, pragmatic, s-ar putea să aibă niște rezultate mai bune. Dar haideți să rămânem în primul rând la respectul pentru autonomie și de ce este el foarte important. Când discutăm despre ajutor social și despre rezolvarea problemei sărăciei, o să vedeți că cele mai multe scheme sunt condiționale. Da, spun o condiție. Poți să primești ajutor de la noi dacă ne arăți că îți cauți un loc de muncă. Poți să primești ajutor financiar dacă vei urma cursuri de reconversie profesională. Poți să urmezi, să primești ajutor de la noi dacă îndeplinești criteriul X, Y, Z. Sunt lucruri care, la prima vedere, par neproblematice,
Pentru că dacă presupunem că statul știe mai bine decât cel care primește bani, sau dacă presupunem că noi știm mai bine de ce au nevoie indivizii. Dar gândiți-vă că schemele astea condiționale, care nu îți lasă foarte multă libertate, sunt foarte degradante din punct de vedere moral, da? Mai ales pentru stima de sine a celor care primesc astfel de ajutoare. Gândiți-vă la discursul public, inclusiv din România. Da? Le spunem, avem acest discurs moralizator cu privire la oamenii care accesează ajutorul social. Ne gândim la ei ca și cum ar parazita plătitorii de taxe. Și este un motiv foarte simplu pentru care facem asta, nu pentru că suntem oameni răi, nu suntem oameni răi, ci pentru că e foarte greu să ne dăm seama care sunt cei care au nevoie în mod genuin de ajutorul nostru și care sunt cei care într-adevăr parazitează plătitorii de taxe. Sunt oameni care au o preferință foarte puternică pentru lene, da? Ca să o spun într-un mod destul de non-academic. Se întâmplă asta. Sunt și oameni care sunt în mod obiectiv în nevoie de ajutorul nostru. Sunt oameni cu dizabilități, sunt oameni vulnerabili, sunt oameni imunocompromiși, spre exemplu, care nu pot munci la fel cum muncim noi. Sunt tot soiul de situații în care e mai greu decât ne putem imagina să intrăm în această roată a productivității. Da? Să jucăm acest joc al productivității. Problema este că nu putem să discriminăm între oamenii care sunt meritoși și cei care sunt mai puțin meritoși. În sociologie, fenomenul poartă numele de discriminare statistică. Numerele sunt mari, așa că e mult mai ușor să îi punem pe toți în aceeași categorie. Să ne gândim că toți sunt nemeritoși de fapt, că toți sunt parazitari, că toți sunt oameni care nu trăiesc pe spatele nostru al plătitorilor de taxe. Bun, ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 40 de ani este că în Canada a fost implementat un program pilot printre primele de acest tip din lume, la Mincam, bănuiesc că ați auzit de acest experiment, sau poate nu. Și la Mincam, unde toți oamenii au primit acest ajutor fără niciun fel de criteriu de eligibilitate din partea statului, exista o aură de normalitate în jurul programului. Oamenii nu se raportau moralizator la el. Dacă iei banii ăștia, înseamnă că nu vrei să muncești. Sau dacă iei suma asta de bani, înseamnă că, nu știu, ești leneș. Nu exista o astfel de retorică. Și nu exista tocmai pentru că toți ceilalți primeau acea sumă de bani. Pentru că nu exista un criteriu, nu existau condiții de acces la acest program și toți oamenii care locuiau în această zonă, care se numea Dofa, erau eligibili pentru participarea în proiect. Spun acest lucru, sau mă rog, aduc în discuție acest argument al respectului pentru autonomie și demnitatea indivizilor, pentru că dacă ești liberal, și chiar dacă nu ești liberal, este un argument, este o preocupare cumva universală, astea sunt lucruri foarte importante pentru cel care teoretizează, da? Pentru cel care se gândește la ce e important pentru indivizi. Pentru că asta înseamnă că putem să ne urmăm cu toții idealul de viață, oricare ar fi el, că putem să facem cu toții alegeri, indiferent de felul în care arată aceste alegeri, fără ca cineva să intervină și să ne spună cum ar trebui să arate viața noastră, pe ce ar trebui să cheltuim banii, ce ar trebui să facem ca să ieșim din situația în care să ne aflăm. Și făcând acest lucru, dar raportându-ne într-un mod non-paternalist la intervenție, putem avea încredere că oamenii vor lua deciziile potrivite. Poate nu în toate cazurile, dar în cele mai multe dintre cazuri, experimentele din trecut, programele pilot cu venitul minim garantat de bază ne arată că oamenii nu cheltuie banii pe țigări, așa cum se vehiculează în spațiul public, nu cheltuie banii pe băutură, ci din potrivă cheltuie banii pe lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru ei, pe treapta de venit pe care se află, atenție. Da? Deci dacă au probleme de sănătate, vedem că cei mai mulți oameni vor investi în sănătatea lor.
Dar vedem că lucrul ăsta funcționează și invers. Întotdeauna unde sunt astfel de programe pilot, se înregistrează mai puține vizite la medic. Vedem că oamenii investesc în educație, în educația copiilor. Asta se întâmplă mai ales în zonele subsahariene. Uitați-vă la programul implementat în Malaezia, în Kenya, de o organizație non-profit care se numește Give Directly, da? Care finanțează prin donații voluntare ale oamenilor programe de acest tip. Și o să vedeți că acolo se investește masiv în educație, în sănătate și în achiziționarea de lucruri care sunt cu adevărat utile, da? Plase pentru țânțari. Deci nu cheltuie nimeni banii pe lucruri, să zicem așa, care țin de vicii. Da? Își cheltuie banii cât se poate de, în acord cu nevoile reale pe care le au. Bun. Și acum putem să ne întrebăm, înainte să discutăm puțin despre felul în care putem să finanțăm o astfel de politică, să ne întrebăm, dar de ce totuși universalitate? Că și discriminarea asta, nu discutăm despre cei săraci, nu despre cei bogați. Și un motiv e foarte pragmatic. Și anume că venitul minim garantat de bază poate să preîntâmpine hazardul moral. Hazardul moral se referă la acele situații în care structura de stimulente pe care o au indivizii, dar care, structura de stimulente care emerge într-o anumită situație, te împinge la un anumit tip de comportament. Ca să vă dau un exemplu, dacă am pune o anumită limită de la care oamenii devin eligibili pentru o sumă de bani, nimeni nu are stimulentul să depășească această limită. Da? Pentru că atunci, dacă depășești limita, faptul că ai depășit limita respectivă îți aduce o pierdere netă de bani. Așa că nu ai niciun fel de motiv pentru a ieși din situația în care te afli. Dacă, pe de altă parte, ești puțin deasupra acestei linii stabilită în mod arbitrar, atunci ai toate stimulentele, dar e rațional pentru tine să vrei să cazi sub linie. Da? Pentru a putea să te bucuri de aceste beneficii, pentru a deveni eligibil pentru un astfel de program. Ce rezultă de aici este un cerc al sărăciei. Este o capcană a sărăciei, care este extrem de prezentă în societatea din ziua de astăzi, tocmai pentru că setăm aceste praguri de la care oamenii devin eligibili pentru ajutor social. Întotdeauna când avem praguri, o să ne confruntăm cu acest fenomen. Da, e foarte greu pentru cei mai mulți oameni, dacă ne gândim în termen cât se poate de realiști, să facă un salt brusc de sub pragul setat de noi pentru acces la orice tip de ajutor și mult deasupra. Da? În așa fel încât să spunem, bun, merită să-și depășească condiția financiară, merită să trec pe alt prag de venit, pentru că, de fapt, nu o să rezulte acest lucru într-o pierdere netă. Bun, așa că asta e motivul nostru foarte pragmatic pentru a prefera o astfel de politică. Un motiv, dacă vreți, liberal și profund filozofic de a prefera această politică universală este că dacă ne gândim la felul în care oamenii ajung în posesia celor mai multe lucruri pe care le dețin, o să ne dăm seama că nu știm foarte clar cum se întâmplă acest lucru. Și e posibil să ne dăm seama că de-a lungul acestui act de transmitere a proprietății private, de la generații trecute spre generații din prezent, e posibil să fie apărut foarte multe nedreptăți. Și atunci un fel prin care putem să rectificăm aceste nedreptăți ale trecutului, care sunt comune în toată istoria umanității. Din nou, gândiți-vă la sclavie în Statele Unite ale Americii, gândiți-vă la sclavia romilor din România. Sunt episoade, cel puțin sclavia romilor din România, este un episod foarte puțin discutat în școlile românești, dar care a avut loc și despre care ar fi bine să vorbim și care, sigur, a generat un anumit tip de o anumită distribuție a resurselor, care nu este neapărat cea mai corectă. Și gândiți-vă că nedreptățile de tipul acesta caracterizează, de fapt, istoria umanității.
Acum, noi nu putem să mergem în spate și să nu ștergem cu buretele toate aceste nedreptăți. Nu putem să facem asta și este nerealist ca orice teorie a dreptății să ne ceară să facem acest lucru. Dar ce putem face în schimb este să ne concentrăm pe momentul prezent. Da? Și să acceptăm faptul că există aceste nedreptăți cumulative pe care e foarte greu să le urmărim la firul ierbii. Și pentru că avem aceste nedreptăți cărora trebuie să le răspundem cumva, putem să finanțăm astfel de politici redistributive robuste, da? Care se adresează tuturor indivizilor. Ăsta este un argument pentru universalitate. Nu este argumentul meu, este un argument inspirat cumva de filozofia lui Robert Nozick. Acum știu, poate unul dintre voi o să vi se pară absolut, o să vi se pară că e o blasfemie să asociez numele lui Robert Nozick cu ideea de venit universal garantat, dar cu siguranță avem temeiuri filozofice destul de puternice să considerăm că e posibil, chiar și dacă ești libertarian, să accepti o astfel de politică. Bun, și acum ultimul lucru înainte să închei, pentru că știu că toată lumea are niște preocupări mult mai pragmatice decât orice am zis eu în acest discurs. Și prima întrebare de pe buzele tuturor este asta. Bun, dar cum finanțăm un astfel de program? Și răspunsul cel mai ușor este că renunțăm la toate programele de asistență socială și folosim toți banii respectivi pentru un venit universal garantat. Sigur că aici lucrurile vor varia foarte mult de la o țară la alta. Da? E posibil ca în unele țări să putem să finanțăm foarte ușor o astfel de schemă, acolo unde se investește mai mult în plase de siguranță. E posibil ca în alte țări să nu putem să acoperim costurile unei astfel de politici. Și întotdeauna discuția o să depindă de cât de mulți bani suntem dispuși să plătim indivizilor, cât e corect să primească fiecare individ în parte, și va depinde foarte mult de sprijinul popular. Da? Dacă este cu adevărat o politică nepopulară, dacă oamenii nu sunt dispuși să contribuie, da, din taxe, poate puțin mai mult, atunci e greu de susținut o politică de tipul acesta. Dar pe lângă aceste variante destul de clasice, avem foarte multe propuneri. Poate ceva mai creative, poate ceva mai neașteptate. Propuneri care vin tot din zona aceasta a observării nedreptăților istorice, lucruri care s-au întâmplat în trecut și care poate că au rezultat într-o distribuție cel puțin îndoielnică a avuției, da, a resurselor. Gândiți-vă la un tip de tranzacție pe care o faceți cu toții cu niște companii foarte mari, cu niște giganți tech. Gândiți-vă la Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, orice altă companie, nu vreau să fac plasare de produse aici, sper că nu o să fie asta, dar gândiți-vă la orice tip de companie de genul acesta pe care v-ați deschis un cont, pe care activați în mediul online. Toate aceste companii folosesc, au acest model de business care se bazează pe resursele generate de voi, pe datele voastre. Dacă nu ați contribui cu datele voastre, aceste companii nu ar avea nici pe departe veniturile pe care le înregistrează în momentul de față. Acum, sigur, discuția e dacă este un schimb voluntar sau nu, dacă în momentul în care semnăm un contract, da, în momentul în care dăm, să bifăm acolo căsuța că suntem de acord, când ne facem un cont pe oricare dintre aceste rețele, dacă atunci ne exprimăm consimțământul pentru orice tip de tranzacție urmează să se întâmple cu datele dumneavoastră. Problema e că e un tip de tranzacție destul de bizară. Da? Renunțați la ceva ce e foarte important pentru identitatea dumneavoastră personală și vă pierdeți controlul în mod absolut asupra acestor date, da? Care se duc undeva pe această rută algoritmică, se pierd atunci când sunt procesate și atunci când intră de fapt în big data, da? Și nu mai pot fi desprinse de sub această cupolă. Și vă pierdeți în mod absolut controlul asupra lor.
Se pot întâmpla foarte multe lucruri, puteți fi vătămați în felul în care nu ne dăm seama. Și atunci întrebarea este, bun, dacă aceste companii de fapt parazitează utilizatorii, nu putem să discutăm aici despre niște îndreptățiri pe care utilizatorii le au în raport cu ele? Nu putem să taxăm de fapt aceste companii gigant care ne folosesc datele, nu, pentru a obține profituri foarte mari, pentru a finanța de fapt un venit universal garantat pentru fiecare cetățean digital al lumii? Asta este o posibilă cale, poate nu neapărat cea mai evidentă, dar e o posibilă cale prin care putem să finanțăm un astfel de venit. O altă modalitate foarte, foarte puternic dezbătută în literatură este să taxăm companiile care automatizează masiv, da? Cele care folosesc inteligența artificială, cele care folosesc roboți mobili, cele care de fapt provoacă această anxietate a pierderii locului de muncă. Problema cu taxarea acestor companii este că e posibil să încetini acest ritm al creșterii economice. Da? Faptul că foarte multe companii automatizează e un factor de prosperitate. Și atunci, pericolul din spatele acestei propuneri este ca efectiv să creăm o structură de stimulente care să afecteze niște afaceri înfloritoare. Bun, cred că deja am aruncat foarte multe idei în aer și poate că unele mi s-au părut mai ciudate, nu-mi dau seama, sunt ceva mai abstracte, altele au fost ceva mai pragmatice. Dar ca să revin cumva la punctul din care am plecat atunci când am început prezentarea, pare că venitul universal garantat de bază este utopia liberală despre care vorbea Hayek acum foarte mulți ani. Sau cel puțin ar putea să fie utopia liberală care poate să facă din nou liberalismul atractiv pentru intelectuali. Din nou, da. Pentru că poate ați observat și voi, socialismul e ceva mai sexy, ca să zic așa. Da, în fine. Așa că dacă reușim în următorii ani să ne dăm seama dacă are sens să ne aliniem în spatele unei asemenea propuneri, și dacă putem să îmbrățișăm această politică, chiar dacă suntem mai la dreapta spectrului politic, atenție, dacă ești mai la stânga e mult mai ușor să o faci, atunci cred că e destul de sigur să spunem că liberalii și-au găsit utopia și că au în sfârșit o idee destul de atractivă în spatele căreia să se alinieze. Bun, și cu asta închei și aș vrea să sunt foarte curioasă să aud întrebările dumneavoastră. Mulțumesc mult! Într-adevăr, idei îndrăznețe care cheamă controversa. Cunosc oameni în sală, așa eu după cum îi cunosc, care sunt deja iritați. Simt că unora li s-a pus capsa în seara asta. După cum trebuie să mărturisesc că văd foarte multe figuri încântate, care probabil spun, doamne, gata, le-am tras ăstora. Ăstora putând fi, sigur, oricine. Am o tonă de întrebări, trebuie să știți asta. Și acum eu sunt încurcat, pentru că eu însumi aveam foarte multe întrebări să vă pun. Mă gândesc dacă n-ar fi bine odată să rezervăm o zi întreagă acestei teme, dar fiind înainte de toate moderator, totuși o să dau oarecare prioritate în timpul care ne-a mai rămas întrebărilor venite din sală. Și trebuie să vă spun că au venit întrebări foarte, cel puțin la fel de neașteptate pe cum multe din ideile. Depinde, întreabă cineva. Care ar fi consecințele sociale previzibile pentru cei care refuză explicit și eventual public acești bani gratis? Care ar fi unele consecințe psihologice previzibile pentru cei care acceptă acești bani gratis, deși simt că nu îi merită? Adică nu i-ar primi pe vreun criteriu justificabil. Cu alte cuvinte, plecați de la, sau se pleacă de la ideea că toți oamenii abia așteaptă banii ăștia.
Dar poate că sunt unii care au un gen de educație și un gen de a privi lumea și s-ar socoti, dacă nu ofensați, în orice caz, cum să spun, ar socoti că sunt bani nemeritați. Da, cu siguranță, deși aș spune că e destul de irațional să refuzi bani care vin spre tine așa, fără niciun fel de criteriu, dar aș spune că e o situație cu care ne confruntăm destul de des. Cel puțin în cercul meu de apropiați, mi-aduc aminte de momentul în care au început să fie distribuite voucherele de vacanță. Pentru cei care lucrează la stat, cred că sunt deja cunoscute. Niște oameni din jurul meu au refuzat din motive ideologice aceste vouchere. Nu a existat un soi de consecință a acțiunilor, dar poate să fie privită ca un soi de semnalizare morală. Da, eu sunt mai bun decât voi, poate. Eu cred cu adevărat în ideologia mea, așa că o să refuz să primesc bani, ajutorul ăsta de la stat. În fine, nu erau bani, erau card de vacanță. Cred că în cazul venitului universal garantat de bază ar fi bine dacă unii oameni ar refuza să-l primească, mai ales cei care nu au de fapt nevoie de el. Nu știu, mă gândesc că Elon Musk se poate descurca foarte bine fără, nu știu, $100 pe lună, să spunem. Și nu cred că, din potrivă, dacă ar face asta, oamenii ar avea o reacție destul de laudativă la adresa gestului. E mai interesant scenariul celălalt, în care cineva simte că nu merită acești bani și decide să refuze. Caz în care, sigur, dacă respectăm libertatea de alegere a indivizilor, nu avem decât să respectăm decizia lor. Dar cred că în această instanță, atractivitatea politicilor universale, universaliste, este că nu ai motive să simți că nu meriți, pentru că nimeni nu trebuie să facă nimic pentru venitul ăsta. Atunci când toată lumea îl primește, de ce ai simți că tu, în mod particular, nu ești meritos sau nu ești suficient de meritos pentru a-l primi? Nu e vorba de merit, e vorba pur și simplu de un gen de educație și de un gen de a privi munca, de pildă. Și sunt, eu cunosc oameni care pur și simplu se sperie, fac alergie la simpla ideea unui câștig nemeritat. Eu știu că sunt rari. Știu asta. Nu mă repet să spun că eu sunt unul dintre ei. Spun doar că eu cunosc oameni care au alergie la lucrurile nemeritate. Mie mi se pare asta o calitate morală și mie mi se pare că prin această idee subminăm această calitate morală. Da, aici depinde foarte mult de felul în care marketăm, ca să știu că nu sunt om de marketing, dar o să discut ca și cum aș fi, de felul în care marketăm de fapt această politică, nu? Pentru că dacă suntem cel puțin vag kantieni, o să ne gândim că oamenii primesc această sumă de bani în virtutea faptului că sunt persoane. Adică e suficient să fii o persoană și meriți să primești această sumă de bani. E o similitudine cu drepturile fundamentale ale omului, nu? Până la urmă le ai pentru că ești și exact. Cu asta basta. Da. Da. Nu aș merge atât de departe încât să susțin că venitul minim garantat de bază este un drept fundamental al omului. Păi nu s-ar transforma în asta? Nu în mod necesar, nu. Cred că asta necesită niște pași argumentativi suplimentari pe care în acest moment nu știu dacă sunt pregătită să-i fac. Am înțeles. Adică e nevoie de o convingere ceva mai puternică că asta e calea pe care ar trebui să o urmăm și mai am niște dileme. Foarte multe întrebări, probabil era de așteptat. Asta se referă la, să spun, partea economică. De unde bani, cum taxați, deja sunt unii care vă întreabă și care ar fi raportul între venitul minim garantat și salariul mediu și care ar fi, în fine, lucruri de... Dar, ca să sumarizez întrebările de genul ăsta, e una care poate vă face, nu reproș, dar are obiecție. Spune că dumneavoastră expuneți mai degrabă o teorie morală decât una economică, ceea ce așa este.
Dar spune mai departe, sărăcia este o problemă morală care necesită o soluție de natură morală sau e o problemă economică și atunci trebuie să vedem, să avem argumente din partea economică pentru soluție? Cred că Emi Socaciu mâine seară o să ofere un răspuns la întrebarea asta, dar ca poate anticipând discuția foarte, foarte puțin, cred că e o greșeală să desprindem cele două domenii, pentru că dacă ne uităm la Adam Smith pe care l-am menționat mai devreme, economia de fapt a început ca o ramură a filozofiei morale. Așa că ceea ce facem noi filozofii, sigur că nu e decuplat de ce ne spun economiștii și poate că și economiștii ar trebui să fie ceva mai la curent cu ce scriu filozofii. Unii dintre ei, poate cei mai cunoscuți, cei mai performanți în domeniu, chiar sunt. Dar dincolo de asta, problema sărăciei este o problemă care ține de dreptate. Da, este o problemă eminamente filozofică. Cu asta se ocupă filozofia politică, cu ce este dreptatea. Așa că aș spune că este cumva tema care ne preocupă pe noi în mod legitim. Dar când discutăm despre felul în care gândim politica publică, despre chestiuni care țin de fezabilitate, atunci sigur că economistul este într-o poziție mult mai potrivită pentru a răspunde provocărilor. Dacă spuneți asta, ați intrat aproape în întrebarea următoare, o justificați deja. Spune cineva, de pe poziții liberale, cum să investim statul cu discernământ moral, dacă sărăcie e o problemă morală, de vreme ce în alte probleme morale, liberalii îi refuză intervenția. De ce aici statul are îndreptățirea morală să rezolve problema, dar în altele, tot liberalii spun, domne, nu te băga. Cred că discutăm despre libertarieni, ca să fiu mai... Deși o să vă întreb asta, că e un pic cu liberalii și libertarienii și socialiștii și utopia. În fine. Bun, o să fiu filozof în răspuns, pentru că îmi permit să fiu filozof în răspuns. Și o să spun că nu intervenim în problema sărăciei, de fapt. Dacă ați fost atenți la argumentele mele, o să vedeți că cele mai multe dintre ele nu vizează rezolvarea acestei probleme, ci mai degrabă faptul că finanțăm, adică nu oferim o plasă de siguranță, ieșim din zona aceasta argumentativă, da? Nu discutăm despre plasă de siguranță, ci discutăm despre bani la care toți oamenii, da? Nu cei săraci, nu cei care se află sub un anumit prag de venit, ar fi îndreptățiți. Sunt alte tipuri de argumente. Acum, da, sigur, sunt filozof când spun asta, pentru că ne interesează problema sărăciei, dar ca să ajung la ce spuneam mai devreme, intuiția mea e că întrebarea asta vine din partea unei persoane care se auto-identifică mai degrabă ca fiind libertarian, libertariană, și una, sau nu, poate nu mai degrabă, pentru că una dintre obiecțiile pe care libertarienii le primesc foarte des este că, da, voi vreți să moară săracii. Aveți o problemă cu săracii și asta e, nu e o problemă care să vă intereseze, tocmai pentru că nu discutați despre ei, ceea ce e fals. Cam toți filozofii libertarieni discută despre problema sărăciei, vin cu propuneri în acest sens, gândiți-vă la Milton Friedman, gândiți-vă la Hayek, despre care discutam mai devreme, Robert Nozick, nimeni nu rămâne indiferent la problema sărăciei. Dar diferența este că în vreme ce admitem că există diferențe de venit, că există diferențe privitoare la noroc între oameni, pentru că astea sunt diferențe evidente, nimeni nu poate să le nege, sunt fapte, o să propunem măsuri diferite. Dacă ești mai degrabă în zona, dacă te identifici mai degrabă cu o persoană cu convingeri liberale, ca să zic așa, atunci o să preferi acele tipuri de politici care nu spun neapărat ce trebuie să faci, care nu te înghiontesc într-un fel, nu spun condiții. Adică te ajută într-un mod mult mai non-intervenționist, așa cum o face venitul minim garantat de bază. Întreabă cineva, din moment ce această idee este agreată atât de stânga cât și de dreapta,
Ce ar împiedica partidele ca odată ajunse la putere să pluseze cu bani în această schemă de ajutor? Cunoașteți exemple în care odată instituit un sistem de asistență socială să nu acapareze de la an la an tot mai mulți bani? Și asta e o întrebare și eu aș preciza un pic. Dacă stabilim, să spun, acest nivel de venit minim garantat, e evident că de la an la an el va crește. E evident. Așa se comportă politicienii. Unde ajungem? Acum, nici ajutoarele sociale pe care le avem în momentul de față nu cresc atât de mult. Adică mai degrabă ajustăm la inflație. Buzunarele statului nu sunt un sac fără bani, un sac fără fund. Nu poate să bage mâna la infinit. Se mai printează bani, adevărat, dar trebuie să ne dăm seama că nu e neapărat cea mai inteligentă metodă prin care putem să intervenim în economie. Cumva, chiar dacă obiecția mi se pare una meritoasă, mi se pare că merită să ne gândim la asta, mi se pare mai puțin problematic că se poate plusa în timp, că partidele politice pot plusa în timp. Pentru că cel puțin dacă se plusează în zona aceasta, știm că banii ajung la indivizi, dar nu ajung în altă parte. Știm că banii nu se duc într-un aparat birocratic nesfârșit, știm că nu plătim o mulțime de funcționari publici care să asigure, de fapt, distribuția acestor fonduri. Așa că dacă la finalul zilei oamenii primesc mai mulți bani, dar chiar îi primesc, atunci, nu știu, nu văd de ce ar fi neapărat profund problematic. Întreabă cineva, dacă această schemă este cu adevărat universală, nu cumva ea privează exact pe cei care au cu adevărat nevoie? Și eu înțeleg, adică asta m-am gândit și eu. Acum, veniturile noastre și modul în care ne calculăm noi oamenii, plecăm de la zero. Câștig o sumă, cheltui din ea, cheltui mai mult, m-am dus pe minus, m-am... Nu? Aha. E, practic, cu acest venit minim, acest nivel zero, nivel, se ridică pentru toată lumea. Păi, nu se rezolvă nimic cu asta. Nu vrem neapărat să reducem diferențe. Deci pentru oamenii care sunt trecuți de un anumit prag de venit, orice sumă adițională de bani nu o să fie o diferență foarte semnificativă. Dar pentru oamenii care sunt foarte jos, orice sumă de bani. Dacă vă uitați puțin la experimentul din Kenya, o să vedeți că oamenii au primit sub $10. Nici nu vă puteți imagina, e foarte puțin pentru noi când ne gândim la $10. Nu vă puteți imagina ce au făcut oamenii care au primit acești bani cu $10. Știți de ce cred că a venit întrebarea asta? Pentru că tot noastră a spus că undeva s-au sugerat că într-un fel, printr-o asemenea schemă, reparăm o nedreptate din trecut. Da. Și atunci, de-aia cred că întrebarea asta e, sau cred că de aici pleacă, nu cumva cu această schemă, egalizând tot, de fapt nu rezolvăm nedreptatea din trecut, iar rămâne acolo. E posibil să nu o rezolvăm per se. Acum depinde ce înseamnă să o rezolvăm. Nu vrem să rezolvăm, vrem să îi ajutăm pe oameni, dar nu putem să o rezolvăm. Nu, stați un pic, înseamnă așa, dacă am înțeles bine, că astăzi trăim sau vedem o anume inegalitate pentru că undeva în trecut s-a produs o nedreptate. Noi nu mai avem cum să facem dreptate acolo, dar măcar să rezolvăm acum efectul acelei nedreptăți. Ori dând bani tuturor, noi nu rezolvăm această inegalitate. Îi ducem pe toți mai sus. Dar discrepanța rămâne. Discrepanța rămâne. Asta așa este. Dar nu discutam despre orice tip de inegalitate și nu discutam despre orice tip de nedreptate comisă în trecut. Sunt mai degrabă nu momente de genul acesta, nu furt, violență, genocid, care sunt nu catastrofe morale, s-au întâmplat foarte des în istoria umanității. Sigur, felul în care oamenii ajung în posesia terenurilor pe care le au în prezent, nu știm, nici măcar nu știm care este victima unei nedreptăți din trecut. În cazul unor grupuri de oameni este foarte clar. Da, atunci când discutăm când discutăm de obicei de ceea ce numim inegalitate sistemică,
se întâmplă ceva și atunci foarte multe generații, e foarte greu ca oamenii respectiv să depășească acele obstacole sau să recupereze diferența asta care se formează, care apare la un moment dat. Asta e adevărat. Dar dincolo de asta, mi se pare că scopul nu e să reparăm neapărat lucruri foarte precise, ci mai degrabă să le arătăm oamenilor că facem ceva în această privință, dar e mai degrabă un gest simbolic. Sigur, generații, nu o să fie nimeni încălzit de faptul că dacă primesc urmașii lor bani, atunci, bun, nedreptatea nu s-a întâmplat, e ca și cum mi-am cerut scuze, totul este iertat, totul este uitat. Nu discutăm de genul ăsta de reparație istorică, ci mai degrabă de îndreptățiri pe care oamenii, pe care indivizii le au. Dacă avem datoria de a face acest lucru, chiar dacă nu vom rezolva tot. Nu vom rezolva tot. În orice caz, ce pot să vă spun este că argumentul tăierii cheltuielor birocratice e valid și e foarte important, n-ai ce să spui. Și de asemenea, sincer, apreciez mult unghiul acesta din care ați pornit, al datoriei noastre față de ceilalți. Mulțumesc mult, Adina Zahiu. Mulțumesc și eu și vă mulțumesc pentru întrebări. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză de 10 minute și vă invit la următoarea conferință. Vă mulțumesc!